Suferința rămasă este un bagaj imens de durere, de cârtelii, de înjurături, de blasfemii, de hale. Ați văzut cât de bine și-au dat seama societatea și toată mișcarea populară, nu știu în ce mod conștiincios au manipulat, au spus că din cauza bisericilor și a catedralelor nu există spitale. Există, domnii mei, spitale, nu există suficienți medici că nu sunt plătiți, nu există suficienți asistenți pentru că nu sunt numiți imposturi, nu există medicamente. Bani sunt, dar nu sunt folosiți cum trebuie. Și am auzit spunându-se, biserica s-o facem spital. Biserica este spital de la sine. Biserica primește oamenii la Sfântul Maslu și vindecă de o boală trupească dacă au credință. Biserica este spital atunci când vii cu gânduri de sinucidere, îți face dezlegare, te împărtășește și tu te liniștești și după câteva slujbe devii un om normal. Cei care au ieșit și au fost în măsură să vorbească, au vorbit ce nu trebuie și nu a explicat nimeni societății două lucruri, că lumea se împarte în bine și rău. Oamenii care țin de bine îi găsești în biserică, în credință și în rugăciune și oamenii care țin de rău, care vor libertate în tot ce fac și nu-i poate opri nimeni. Și această ispită nu este ispita pruncilor care au murit pentru că ăia săracii oricum se duc la Dumnezeu. Dumnezeu nu este atât de absurd să pedepsească suflete.